Ne bucurăm să fim din nou împreună și în această seară și vă binecuvântăm din studioul Philadelphia Melbourne în cadrul emisiunii Unde ești omule. Noi cei care realizăm această emisiune, Gabi Ijac și fratele pastor Doru Mureșan, și știm că sunteți alături de noi și în această seară, de aceea avem deosebită bucurie să ne adresăm dumneavoastră și în același timp să vă binecuvântăm în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să-i mulțumesc și lui Raul pentru asistența tehnică și pentru editarea emisiunii și pentru toate, numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos să fie onorat și binecuvântat. Dragii mei, așa cum vă anunțam într-o ediție precedentă, am dorit să avem o întâlnire, de fapt o mărturie cu totul și cu totul deosebită, împreună cu fratele Sergiu Nichescu din Timișoara, România, și sunt deosebit de bucuros să vă spun că am reușit să facem această legătură și să îl salut în studioul nostru, chiar prin intermediul internetului, dar împreună cu noi, pe fratele Sergiu Nichescu. Frate Sergiu, fii binecuvântat și bine ai venit la Melbourne deocamdată prin intermediul internetului. Da, la fel și voi. Mă bucur că suntem în direct. Mulțumim pentru invitație. Domnul să vă binecuvânteze și mă bucur să vă revăd. Amin. Și noi. Și noi ne bucurăm foarte mult că ai acceptat să fim împreună într-o discuție, să ai mărturia pe care cu siguranță mulți dintre cei care vor urmări emisiunea Unde ești omule a Bisericii Philadelphia din Melbourne au cunoscut-o, au urmărit-o, dar e pentru prima oară în Australia și pentru prima oară într-o emisiune realizată de o biserică din diaspora australiană, Biserică Pentecostală Română. Vreau doar o introducere și apoi cu tot dragul să te lăsăm să ai mărturia și n-am vrea să te deranjăm prea mult, dar o să avem poate scurte intervenții și noi în ceea ce privește desfășurarea emisiunii din această seară. Vreau doar să le spun ascultătorilor noștri și celor ce ne urmăresc un lucru care, sau un moment în care te-am cunoscut, frate Sergiu. Eram la Constanța, nu mai țin minte exact anul, oricum cu câțiva ani de zile buni în urmă, eram la Constanța, biserica pe atunci era păstorită de fratele Petrică Huțuțui și kilometru 5, așa se numește biserica, sau așa cel puțin constanțenii așa o știu, și te-am urmărit în mărturia pe care ai depus-o. M-am uitat cu atenție, te-am ascultat, am auzit tot ceea ce spuneai și la un moment dat ai făcut următoarea afirmație: m-am rugat Domnului ani de zile, o să ne spui tu câți ani de zile, m-am rugat Domnului ani de zile să-mi dea mâini. Și după ani de zile, Domnul mi-a dat mâini. Eu trebuie să fiu sincer cu tine, am stat și m-am uitat la tine și am zis: Domnule, ce vorbește omul acesta? Vedeam clar că nu ai mâini, vorbeai la microfon și am stat așa mirat. Și la un moment dat ai strigat numele soției tale, nu o cunoșteam atunci pe sora Ligia, și ai strigat Ligia și din sală a venit soția ta. Și a fost un moment de cercetare, un moment cu totul și cu totul deosebit. Și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu are metodele sale, mijloacele sale, răspunde la rugăciuni și chiar dacă nu au venit mâinile fizice, Dumnezeu te-a binecuvântat cu mâini și ești un om binecuvântat. Apoi ne-am mai întâlnit în Biserica Pentecostală Elim din orașul Curtici, când ai fost și ai slujit la conferința familiilor și la Arad, la postul de radio Alt FM. Au fost momente cu totul și cu totul deosebite. De aceea și eu și colegul meu, fratele Doru, suntem deosebit de bucuros să te avem împreună cu noi și ne rugăm ca Dumnezeu să te binecuvânteze și te ascultăm cu drag. Noi doi, cei care suntem aici și toți cei care urmăresc această emisiune. Da, mulțumesc mult, frate Gabi. Așa e, impactul e altul, pentru că foarte mulți oameni, când ne cunosc pe mine și pe Ligia și familia noastră, ei au impresia și cred că noi am fost căsătoriți înainte
și am avut accidentul care l-am avut și atunci Ligia n-a avut ce face, trebuie să rămână cu mine, că odată ce am fost căsătorit avem copii și știți cum, stăm de dragul copiilor și așa. Dar se schimbă cu totul imaginea când ei află că de fapt ea a ales să se căsătorească cu un om fără mâini. Și aici, de aici se schimbă toată istoria și toată povestea noastră. Da, pentru că nu concep, oamenii ziua de azi nu concep că se poate ajunge la așa sacrificiu. Adică eu cred și cum spune soția mea, eu cred că atunci când iubești, nimic nu-i greu. Deci nu există sacrificiu. În foarte multe biserici unde mergem, surorile de obicei o întreabă pe soția mea. Zice, nu e așa, mamă, că ți-e greu. Maică, nu e așa, că ți-e greu. Uite, noi avem un copil și abia așteptăm să crească, să mănânce singur, să se îmbrace singur. Dar tu să stai 20 de ani, noi săptămâna trecută, joi, am împlinit 20 de ani de la căsătorie și spuneau surorii în general, nu e așa că e greu. Și zicea soția mea, nu e greu deloc că iubesc și atunci când iubești, nimic nu e greu. Și asta e valabil, eu o spun asta în orice biserică ajung, e valabil și în relația noastră cu Dumnezeu. Când iubești Dumnezeu cu adevărat, cu toată inima, nimic nu e greu. Nu te împinge nimeni de la spate. Eu am văzut așa de multe situații în care păstorii săraci se chire, tot îi împing pe oameni, hai frate, fă pentru Domnul, hai, aleargă, hai. Parcă tot timpul trebuie să îi împinge așa, tot timpul. Asta, când iubești cu adevărat, nu există nimic greu. Și îmi place să spun asta, dau exemplu ăsta în multe biserici. Când eram eu prieten cu soția mea, eu sunt de la Orșova, ea e de la București, și mă duceam singur pe tren până la București să mă întâlnesc cu ea. Vă dați seama, eram singur și venea controlorul pe tren în România și zicea biletele la control și când ajungea la mine, eu îi arătam biletul de aici din buzunar, că aveam bilete aici din buzunar și el foarte speriat zicea, dar cum să iau biletul de la dumneavoastră din buzunar? Zic, doamne, ia-l de aici. Și până la urmă, curios, se învârtea pe lângă mine și mă întreba, dar unde te duci? Și ascultați ce răspuns, spuneam, domnule, eu iubesc o fată și pentru că o iubesc, mă duc și dacă ar fi să călătoresc singur trei zile m-aș duce, pentru că o iubesc. Nu? Aici, ăsta e secretul, eu așa cred. Oamenii, am văzut atât de mulți credincioși, am cunoscut așa de mulți oameni în timpul ăsta că Dumnezeu ne-a dat de slujire și am văzut oamenii care iubesc pe Dumnezeu, nu li se pare nimic. Asta e valabil și în relația cu Dumnezeu și e valabil și în familie. Nu e o forțare. Eu n-am auzit-o că soția mea, vă mărturisesc, niciodată în 20 de ani de căsătorie să zică, măi, nu mai pot. Gata, m-am săturat, nu mai pot. Nu. Și să știți că ea totul e pe mâna ei. Totul e pe mâna ei. Absolut tot. Și noi călătorim foarte mult. Când facem 70-80 de mii de kilometri pe an, e puțin. Deci, m-a întrebat cineva, zice, măi, dar soția ta conduce? Zic, frate, soția mea e șoferiță de tir. De troc, din ăla mare. Zice, cum așa? Păi zic, ea conduce așa 3.000-5.000 de kilometri la lună, nici nu, aia e puțin de tot. Și pentru România, unde nu sunt așa distanțe ca în alte țări, e foarte mult. În fiecare weekend suntem la Suceava, la Constanța, la București, la Ucraina, în fiecare weekend. Slavă Domnului! Da. Vă mai las să vorbiți și voi. Da, mi-a plăcut afirmația pe care ai făcut-o, frate Sergiu, legată de faptul că atunci când iubești, nimic nu este greu. Noi întotdeauna găsim scuze, motive, dar zice, dacă vrei să faci un lucru, găsești soluții. Dacă nu vrei să faci, găsești scuze. Și mai ales în perioada aceasta în care se pare că e atât de dificil parcă să slujești, atât de dificil să mai găsești oameni dedicați, oameni pasionați. Dar secretul reușitei, așa cum spunea, este dragostea și ea funcționează perfect și în viața de familie, dar în același timp funcționează perfect în relația dintre noi și Dumnezeu. Spune-ne, te rog frumos, legat de accident și apoi felul în care toate lucrurile au s-au desfășurat în viața ta. Da, pentru cei care nu ne cunosc, vreau să spun câteva cuvinte. Eu am rămas orfan de mic, de la 8 zile. Tatăl meu m-a părăsit, pe mine, pe mama mea.
am fost înfiat de bunici, a murit și bunicul, am rămas pentru a doua oră orfan și am crescut așa, eu cu fratele meu singur, cu bunica. Și bunica mea l-a cunoscut pe Domnul, într-o zi a intrat într-o adunare și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu, l-a primit în inimă, ne-a luat și pe noi copii, dar cum se întâmplă de obicei, cei din casă, le unchi și ea pur și simplu sau de la mai merge la adunare, ne-au prins pe noi, e venit pe fratele meu și n-au trecut decât 3 luni de zile de când bunica mea s-a lăsat de adunare, mai exact pe 13 august 1980, acum câteva zile în urmă, alaltă exact, da. Și pe 13 august 1980 mă jucam cu copiii de vârsta mea, m-am urcat pe un stâlp de curent, un stâlp prin care trec peste 20.000 de volți, m-am prins cu o mână de împământare și cu cealaltă mână de firul de curent și curentul a intrat prin mâna dreaptă și a ieșit prin mâna stângă. Și a carbonizat până la os mâna când a intrat, ars până la os mâna când a ieșit. M-a aruncat de la 4 metri pe ciment, jos, direct, m-au dus la spital. Aici, bineînțeles că a urmat o discuție între doctor și părinții mei. Ei și-au dat seama că mâinile trebuie tăiate și doctorul i-a spus la părinți, la bunica mea, la mama mea, că nu are rost să trăiască, o să fie o povară pentru familie, mai bine lăsăm să moară. Gândiți-vă ce viață va avea fără amândouă mâini. Și m-au pus într-un pat, bineînțeles că bunica și mama mea n-a fost de acord, dar pe timpul lui Ceaușescu n-aveau ce face, n-aveau un cuvânt de spus. M-au lăsat acolo, m-au trimis la Timișoara și m-au lăsat într-un pat 5 zile. Cu speranța, cu gândul că o să mor, într-o zi o să mor. Și după 5 zile Dumnezeu a făcut așa că a trimis acolo în spital fostul director al spitalului, care a ieșit la pensie cu 3 luni în urmă și el m-a operat, el m-a salvat peste cuvântul tuturor. Dar au fost, pot să spun, grele, poate mi-e cel mai greu să vorbesc despre asta, au fost dureri pe care n-am cum să le spun în cuvinte. Nu cred că există în vocabularul nostru să poți să spui, luam 16 injecții pe zi. Au fost dureri pe care nu le pot exprima în cuvinte, dar după 3 luni de suferință, da, a fost perioada, am spus, perioada cea mai grea din viața mea, că nu înțelegeam pur și simplu cum Dumnezeu poate să fie așa de bun cu mine. V-am spus, vedeam oameni care nu merită dragostea lui Dumnezeu și în mintea mea spuneam, Dumnezeu a greșit, Dumnezeu care nu greșește niciodată. Uite că de data asta a greșit și a dat dragoste unor oameni care nu merită asta. Și m-am certat pur și simplu așa cu Dumnezeu 7 ani, până într-o zi când la noi în biserică a venit un om al lui Dumnezeu, un om care a zis că Dumnezeu nu greșește niciodată. Și în mintea mea s-a produs și mai multă confuzie și am zis, cum Dumnezeu nu greșește, că uite, în cazul meu a greșit. Și în momentul ăla, acest bărbat a spus așa, Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. Și atunci a fost momentul vindecării mele, pot să spun, când m-am gândit că Dumnezeu s-a uitat peste casa mea, peste familia noastră și a vrut să vadă care din toți poate să ducă încercarea asta și m-am simțit mai mare, efectiv mai tare în ochii lui Dumnezeu, ca toți cei din casa mea. A fost primul moment când m-am simțit mai mare ca ei, mai tare ca ei și am zis, uite, dacă Dumnezeu a îngăduit să trec eu prin asta, înseamnă că El a văzut, El care nu greșește, El a văzut că eu pot să duc asta. Și a fost momentul când m-am simțit, când Dumnezeu pur și simplu m-a vindecat și am spus-o și în orice loc am fost, când Dumnezeu vindecă, nu mai rămâne nicio cicatrice, nu-ți mai aduce aminte. Eu am scos pur și simplu din vocabularul meu cuvântul, dar de ce? De ce, Doamne, asta? De ce, Doamne, asta? Pentru că trăim în lumea asta și voi știți bine, vă confruntați cu astfel de oameni în special, trăim în lumea asta a cârtirii și a nemulțumirii. Toată lumea e nemulțumită de ceva. Dar nu există că trăiești în America, în Australia, unde ai trăit, nu există că ai cât ai avea, toată lumea e nemulțumită de ceva. Nemulțumită de soție, de copii, de familie, de biserică, de păstor, nu mai zic, știți voi mai bine, nemulțumiți de toate. Deci toată lumea e nemulțumită. Când trăiești într-o astfel de lume, vine Dumnezeu și zice, în dreptul meu a zis, și în dreptul altora cred că la fel, zice Dumnezeu, tu trebuie să fii altfel. Păi cum, Doamne, să fiu altfel? Păi să fii altfel.
Dacă toată lumea așa, toată lumea e nemulțumită de ceva, deschis televizor, ascultă radio, orice, toată lumea e nemulțumită de ceva, nemulțumită de pensii, de salarii, de toate. Tu trebuie să fii ce Dumnezeu, trebuie să fie altfel. Alege, spune Dumnezeu, să ai o inimă mulțumitoare. Asta ține de tine și de mine. Dacă suferă ceva, cred eu, dacă astăzi Biserica Domnului suferă de ceva, suferă de oameni, oameni mulțumiți. Și spun asta oriunde. Cel mai fericit om din lumea asta e omul mulțumit. Și cel mai nefericit e ăla nemulțumit. Că poți să ai orice. Dacă ești nemulțumit, tot nefericit ești. Da, a fost ziua când, într-adevăr, Dumnezeu m-a vindecat. Și de atunci pot să spun că, nu o spun cu falsă modestie, dar cred că n-a fost nicio altă zi în viața mea când am mai cârtit. Pot să te întreb ceva aici? Deci, în perioada asta de rebeliune împotriva lui Dumnezeu, mergeai la biserică? Făceai parte din biserică? Sau mergeai din când în când? Sau care era conexia ta cu biserica? Da. Mergeam împreună cu bunica mea și cu fratele meu, pentru că bunica mea, după accidentul meu, după 2 ani s-a botezat. Mergeam, dar era așa, mergeam când și când, nu mergeam chiar toată duminica, dar pur și simplu era o răzvrătire, o ceartă împotriva lui Dumnezeu. Țin minte că mergeam la biserică din când în când și păstorul zicea: Domnul e bun, și toți în biserică ziceau amin. Și eu așa, ca un protest, pot să spun, niciodată nu ziceam amin. Eu mai ziceam colegului, zic, asta e, știți cum era jargonul tinerilor, astăzi, că asta e vrăjală cu Domnul bun. Da, da. Știți, eram foarte, foarte răzvrătit și vroiam să se vadă asta. Deci, pur și simplu, nu eram doar în fața lui Dumnezeu, vroiam să se vadă asta. Că, uite, Dumnezeu a greșit și așa. Și mergeam așa cu tinerii, îmi plăceau cu tinerii, dar nu aveam o relație cu Dumnezeu. În momentul când Dumnezeu m-a vindecat la 17 ani, la 17 ani jumate m-am botezat, am intrat în apa botezului și atunci, pur și simplu mă întrebam: de ce, Doamne, Tu ai îngăduit asta, de ce ai îngăduit asta? În momentul când Dumnezeu m-a vindecat, n-am mai întrebat deloc și în momentul când m-am botezat, am aflat răspunsul. Era acolo în biserică o femeie venită dintr-o comună lângă Orșova, care mergea de 7 ani la adunare, dar nu lipsea odată. Și ea zicea că nu are nevoie de botez, de ce să se boteze? Ea, că s-a botezat o dată când a fost mică și nu are nevoie, ea e bine și așa. Ea nu e păcătoasă, n-a dat în cap la nimeni, știți. Și în momentul când eu m-am botezat și m-a întrebat în apă, crezi? Eu am spus: da, cred din toată inima că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele mele. Și în momentul acela Dumnezeu a atins-o pe femeia asta. Și după ce am ieșit din apa botezului, a venit și a mărturisit la păstor că ea vrea să boteze, pentru că 7 ani a mers la adunare și nu a putut să o convingă nimeni că ea e păcătoasă, dar în seara asta, în ziua aceea, Duhul Domnului a spus: dacă băiatul ăsta fără mâini la 17 ani are nevoie de pocăință, oare tu nu o ai? Și a fost ziua când, prima zi, primul meu rod, pot să spun. Yeah. Prin care Dumnezeu m-a folosit fără să spun un cuvânt și a întors un om la Domnul. Și atunci am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la viața mea și de a îngădui să trăiesc așa, ca să ridice pe mulți oameni. Și acum vă spun din experiență, după ani și ani, avem atâtea experiențe, atâtea mărturii prin care Dumnezeu a ridicat oameni, a salvat oameni. Mă sunau oameni la 3 dimineața: uite, am un gând să-mi iau viața, spune-mi un cuvânt. Vă dați seama, în momentul ăla, ce să-i spui, ce să-i predici, ce cu teologia, cu... Am zis: Doamne, Tu spune ceva. Nu știu ce am spus, dar vă dați seama că atâta experiență avem în care Dumnezeu a ridicat oameni și familii și... Slavă Domnului! Da, am văzut că Dumnezeu ne-a folosit în asta. Slavă Domnului! Deci la 17 ani m-am botezat, apoi a urmat perioada de așteptare. Perioada de așteptare în sensul că m-am rugat încă de la 10 ani, când eram pe patul spitalului și m-am văzut fără amândouă mâini. M-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea mâinile înapoi. Știți, prima dată m-am rugat ca un copil, adică m-am rugat, chiar am crezut fizic. Da. Am crezut ca un copil. Deci nu m-am rugat nici simbolic, nici... Nu, am zis: Doamne, știu că dacă Tu vrei,
o să-mi dai mâinile înapoi și mă gândeam că într-o dimineață o să mă trezesc și o să mă văd cum, și o să-mi privesc palmele și degetele. Am crezut asta, exact cum crede un copil care îi spui că la 10 ani, vă dați seama. Și m-am rugat așa interesant, nu una, nici doi, nici trei, ci 19. Amin. Timpul trecea, anii treceau, deja am devenit adolescent, aveam tânăr, 20 de ani, 21, 22 și mă rugam tot așa și interesant că mă gândeam fizic că nu o să se mai poate întâmpla asta, dar eu tot mă rugam așa. Deci n-am încetat să mă rug așa și 19 ani m-am rugat ca Dumnezeu să-mi dea mâinile înapoi și m-am gândit că va trebui Dumnezeu să-mi dea mâinile înapoi printr-o femeie, numai că printr-o soție, numai că nu vedeam pe acea soție, nu mi-o puteam imagina, pentru că în mintea mea era ideea asta, o fată care să se căsătorească cu un om fără mâini, aia trebuie să fie o fată nu specială, de 100 de ori specială, ori 100, sau de 1000 ori 1000. Mă gândeam că, eu vedeam în biserică fetele, vedeam ce aspirații au, ce gânduri au, toate visau să se mărite cu nu știu cine, cu, dacă se poate și păstor și american sau doi în unul minunat. Vedeam atâtea visele lor și eu, pur și simplu, cu cât vedeam visele lor, cu atât mă vedeam mai mic, mai jos și mai dezlădășuit. Pentru că mă gândeam că nu... Ce să vadă o fată la un om fără mâini, pur și simplu. Și după 19 ani, spre surprinderea mea, că Dumnezeu face minuni, de-aia e Dumnezeu minunilor. Noi spunem că Dumnezeu e Dumnezeu minunilor și uite, Dumnezeu chiar face minuni. Când o fată frumoasă, sănătoasă, hotărăște să se căsătorească cu un om fără mâini, asta e minune. Yeah. Asta nu poți numi... Adică noi totdeauna vorbim sincer, dar expresia, știți? Hai să vorbim la modul sincer. Toți avem copii, nu? Să vină copilul tău la tine și să spună, știi, mi-a vorbit Domnul să mă căsătoresc cu un om fără mâini. Nu știu, astea sunt lucruri care trec de normal și intră în sfera asta a supranaturalului, a miracolului, a minunilor pe care Dumnezeu le face. Așa este. Da, 19 ani m-am rugat și țin minte și acum că eu sunt cu datele, știți? Pe 10 noiembrie 1999 m-am întâlnit cu soția mea. Eram într-o comună undeva, într-un sat, în județul Caraș-Severin. O să facem o pauză muzicală. Numai un pic, Sergiu, te rog să ne ierți. Facem o pauză muzicală pentru că modul în care te-ai întâlnit cu Ligia și felul în care lucrurile s-au desfășurat, mai ales atunci când a venit cererea în căsătorie, trebuie să fie exact cum spuneai tu, reacția părinților, modul în care părinții au privit acum toată situația aceasta. Dar ascultăm o melodie cu voi doi, aveți multe melodii, m-am uitat, și sunteți și din punctul ăsta de vedere, cred eu, o încurajare. Da. Pentru că cel cu inima bună trebuie să cânte. Acum noi avem atâtea lucruri care le legăm ca să facă inima bună. Totuși, situația ta, situația voastră este diferită și totuși îl lăudați pe Dumnezeu și cântați pentru slava lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. Punem o melodie cu voi și apoi revenim să discutăm mai departe de întâlnire și căsătorie și felul în care Dumnezeu v-a purtat după aceea de grijă. O, Doamne, ce mare ești și sfânt, spun stelele, natura și vuietul de vânt. Și trăsnetul ce culcă stejarii la pământ și-al păsărilor cântec, mare ești și sfânt, mare ești. Mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt, cât de mare ești, Doamne.
salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. De ar cunoaște, Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic e al Tău nume și Sfântul Tău cuvânt. De-ar auzi chemarea și glasul Tău cel sfânt, te-ar preamări de-ai pururi, căci mare ești și sfânt. Mare ești, mare slava Ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Revenim după această pauză muzicală. Suntem în direct cu fratele Sergiu din România și discuția noastră a ajuns la punctul în care aș vrea să-l întreb cum a cunoscut-o pe sora Ligia, soția lui de acum, și felul în care l-a implicat pe Domnul în căutare, în găsire. Cred că fiecare moment e important. Când a văzut-o prima dată, când i-a făcut curte la un moment dat, pentru că din două localități diferite este mai greu, trebuie să ajungi unul la altul, să te cunoști, și cred că asta va da curaj la foarte mulți băieți care sunt la 30 și ceva de ani, da? Să, și pentru ei există un partener hotărât de Domnul. Amin. So, dacă poți să ne spui ceva despre asta, frate Sergiu. Da, pot să spun cu toată inima că aici a fost numai mâna lui Dumnezeu, pentru că în toate căsătoriile, acolo unde lași pe Dumnezeu să lucreze, Dumnezeu lucrează, dar în cazul nostru am ajuns într-un sat, așa cum am spus, din Cara Severin pe 10 noiembrie 1999 și am întâlnit-o, am văzut-o acolo, ea a venit acolo la o prietenă de-a ei și la sfârșitul acelei întâlniri de tineret, pentru că era o întâlnire de tineret, ea a venit la mine și mi-a zis așa, uite, Dumnezeu are un plan cu tine, Dumnezeu vrea să te folosească, a vrut să mă încurajeze, pentru că pe ea Dumnezeu a folosit-o în București în lucrarea cu copiii străzii, a lăsat serviciu, a lăsat cariera ei, tot ce
a avut acolo și s-a dus în canal în București să îngrijească de copiii aceia și era înclinată pur și simplu spre asta. Și eu când am aflat că ea a lucrat cu copiii străzi, m-am gândit, înseamnă că e o fată deosebită. Nu oricine se bagă în canale și îngrijește de copii și spală de râie și le tunde de păduc. Și m-am gândit că trebuie să fie o fată deosebită și ea a venit la mine și a vrut să mă încurajeze. Uite, Dumnezeu are un plan cu tine, vrea să te folosească. Și eu pur și simplu în momentul ăla am lăsat-o și atunci am zis, acum o bat cu armele ei, știți? Și am zis, mă, tu vorbești foarte frumos, îmi place, mă încurajezi frumos, dar uite, n-ai vrea tu să fii soția mea? Eu am nevoie de un ajutor potrivit, așa spune. N-ai vrea tu să fii acel ajutor potrivit? Pur și simplu am vrut să o confrunt pentru că mi s-a părut că vorbește prea frumos și prea așa și m-am gândit că e doar la nivel de teorie, știți? Trăim în lumea asta când tot, nu zic tot, dar în multe cazuri teoria e mare, știți? Da. Și practica e mai mică. Și atunci m-am zis, orice frumos vorbește fata asta, dar teorie curată. Ia, acum s-o pun eu în fața faptului. Împlinit și i-am spus, uite, eu am nevoie de un ajutor potrivit. Eu știu că Dumnezeu mă cheamă la lucrare, dar nu pot să o fac singur. N-ai vrea tu să fii soția mea? Vă dați seama că în momentul ăla toate culorile au apărut pe fața ei, de la curcubeu. Deci toate s-au roșit, s-au înverzit, s-au îngălbenit. Până la urmă s-a uitat la mine și a zis, uite, eu o să mă rog și o să văd ce-mi spune Domnul. Eu am rămas foarte așa de răspunsul ei. Pur și simplu a fost dragoste la prima vedere. Deci ea și ea mărturisește și eu la fel. Eu aveam 29 de ani, ea avea 26 de ani. Deci cel puțin spunea ea, n-am cunoscut sentimentul de a iubi până la 26 de ani. Și atunci, din momentul ăla, Dumnezeu a pus o dragoste în ea fantastică și în mine la fel. Am început să vorbim la telefon, 6 luni de zile, pot să zic, au urmat 6 luni de zile cu post și rugăciune. Și am spus-o la toți prietenii mei, toți tinerii cu care ne întâlnim în biserici, nu începeți nicio relație de prietenie, de căsătorie, fără post și rugăciune. Nu începeți, că mulți încep prieteniile și după 2-3 luni se gândesc, hai să ținem și noi o zi de post, dar ei deja sunt îndrăgostiți, să nu mai văd de înainte, nici înapoi. A fost din prima zi de când ne-am cunoscut, am început cu post și rugăciune. Și am zis, o căsătorie nu ține decât Dumnezeu, mai ales o căsătorie ca asta, nu poate ține decât Dumnezeu. Au fost lupte pentru ea, mai ales, pentru că venea diavolul la mintea ei și spunea, păi te-ai rugat atâta timp să-ți dea Dumnezeu un soț și uite ce-ți dă Dumnezeu. Un om fără mâini, oare asta e răspunsul lui Dumnezeu? Oare ce poate să-ți ofere el, oare ce poate să-ți dea el? Nu o să poată nici măcar să se ajute pe el. Deci, a fost o luptă, vă dați seama, în mintea unei fete, deci nu a fost ușor. Doar când i-au zis, uite, eu pun semne înainte lui și Dumnezeu a împlinit foarte multe semne pe care le-a pus, dar a pus unul imposibil. A zis, uite, eu pun semnul ăsta, dacă părinții noștri, părinții mei, în special zice aia, o să fie de acord cu căsătoria noastră, înseamnă că asta e de la Domnul. Păi vă dați seama, când a spus asta, eu m-am gândit, sincer vă mărturisesc la celor, că dacă ar fi spus un semn de genul ăsta, să se oprească soarele pe cer, s-ar fi oprit. Ăsta l-a s-a împlinit. Dar ca să pui un semn ca părinții tăi să fie de acord, ca tu să te căsătorești cu un om fără mâine, am zis, asta nu se va împlini niciodată. Am fost foarte necredincios. Pur și simplu, n-am crezut. Adică n-am crezut că există astfel de oameni. Eu am trăit în biserică, vă dați. Vedeam în biserică toate lucrurile și toate dedesubturile și le știți și voi bine și m-am gândit, nu cred că există mama aceea în special care să zică către fata ei, draga mea, te felicit că te măriți cu un om fără mâini. Deci asta am zis că depășește. E de domeniul science fiction, mai scriem o carte de alte, așa. Ei, au zis așa, pun semnul înaintea Domnului. Pur și simplu, într-o zi, într-o seară, o sună. Părinții ei erau credincioși? Da, da. Da, da, părinții erau credincioși. Taică-su era chiar în conducerea unei biserici mari din București, la creștini, la frații creștini după Evanghelie, și erau de mulți ani întorși la Domnul și au crescut astfel. Ligia de asta spune că datorează foarte mult părinților ei, pentru că cu ei să dă mult, îi să cere mult. Au avut niște părinți, tata socru a plecat la Domnul, dar mama socru încă trăiește, are 87 de ani.
este o femeie, eu am spus, nu vreau să o laud, deși mă abțin să nu zic așa multe mari lucruri despre ea, că, dar trebuie să spun. Da, eu încă n-am văzut, vă mărturisesc, fraților, sincer, că am cunoscut atâția oameni al lui Dumnezeu, oameni cu daruri speciale și așa. Dar până astăzi, încă n-am întâlnit, din punct de vedere spiritual vorbesc, o femeie mai mare în ochii lui Dumnezeu ca femeia asta. Deci nu vreau să spun alte lucruri, dar atâta spun. Da, au fost credincioși părinții lui Ligia și într-o seară mama ei a venit la ea în cameră și i-a zis, uite, eu știu că tu vorbești cu un băiat și băiatul ăsta e din partea lui Dumnezeu. Vă dați seama ce șoc a fost pentru Ligia să audă asta, zice, cum spui asta? Ea nu-i venind, de exemplu, dintr-o biserică pentecostală, unde să zici că, uite, a avut nu știu ce descoperiri sau așa. Nu, dacă știu pe Evanghelie, au zis femeia asta, eu știu că e din partea lui Dumnezeu. Și a zis Ligia, dar cum știi? Păi, uite, știu, dar spune-mi despre el. Și a spus, că îl cheamă Sergiu de la Orșova, are 29 de ani și a zis, mama soacră, nu mai spune, mai spune că mai e ceva cu el, e ceva special cu băiatul ăsta. Și până la urmă, Ligia a avut curaj și a spus, uite, a avut un accident, s-a electrocutat la peste 20.000 de volți și a rămas fără amândouă mâini. Și în momentul ăla, mama soacră a căzut în genunchi, a îngenunchiat, s-a rugat Domnul și când s-a ridicat de pe genunchi, a zis la Ligia, slăvit să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea, vrednică, în stare să faci lucrarea asta. Să știi că mama ta te va susține totdeauna în rugăciune. Vă dați seama, Ligia spunea, când a auzit asta, nu mai mergea pe pământ. Deci o mamă care să zic așa în dreptul fiicii. Da, cu tata socru a fost mai, nu pot să zic mai greu, dar ca orice tată de fată, el s-a gândit, bun, voi vă căsătoriți, vă iubiți, dar ce mâncați? Știți că acum vă iubiți, dar ce mâncați? El s-a gândit, el mi-a spus tata socru, măi Sergiu, eu n-am fost împotriva ta deloc, ca om, ca băiat, dar m-am gândit, tu nu o să poți să muncești niciodată. Soția ta nu poate, Ligia, pentru că trebuie să stea cu tine. Că dacă ar putea ea, ar munci ea. Nu? Dar trebuie să stea cu tine, 24 din 24. Ce faceți? Vin și copiii. El a gândit logic, adică a gândit, eu l-am judecat, pentru că a gândit ca orice bărbat. Doar că a fost sincer și a zis Dumnezeu, Doamne, dacă asta e voia ta, eu nu vreau să stau împotriva voiei tale, tu vorbește. Și ascultați cum i-a vorbit Domnul. Citeau calendarul zilnic din ziua aceea, cum era la rând, și au zis, Doamne, Tu vorbește-mă în ziua asta. Și au deschis calendarul, la rând, cum vorbeau, cum citeau ei, și exact cuvântul ăsta era în ziua aceea în calendar. Vă reproduc cuvintele care erau scrise acolo. Spunea acolo așa, de ce vă băgați voi în planurile mele? Că voi, pe ce puneți mâna, nu mă stricați. Este mâna mea prea scurtă să vină în ajutorul copiilor mei. Și tata socru, când a citit asta, a închis calendarul și a știut și a zis așa, Dumnezeu nu m-a mustrat niciodată ca acum. A fost ziua când a capitulat și a zis, da, asta vrea Dumnezeu de la fiica noastră. Da, a fost de acord, ne-a dat binecuvântarea, am făcut o nuntă frumoasă la Orșova, zic, cea mai mare nuntă din istoria orașului, pentru că veneau toți să o vadă, cine e fata asta? Vă dați seama, mă cunoșteau pe mine toți, nu? Că era oraș mic, 14-15 mii de locuitori. Și toți întrebau pe prietenii mei, măi, zice, se căsătorește Sergiu? Și prietenii mei ziceau, da. Dar întrebau oamenii din oraș, da, cine e fata asta? Da, nu vede, n-aude, o fi de la țară, n-a văzut calea ferată în viața ei, cum se căsătorește cu un om fără mine? Și toți erau curioși să o vadă, să o cunoască. Și la nuntă, nu cred că am stat 10 minute pe scaun, că toată lumea mă striga afară, hai, două să vedem și noi. Și uite așa, am făcut ture de la restaurant la poartă, ca să o vadă toți. Da. A fost frumos. Se întrebau într-adevăr oamenii după aceea, zice, ei se iubesc acum, dar când trece dragostea, zice, ei se așteptau ca, virgulă, căsătoria asta să nu țină, să nu meargă. Adică e o chestie de moment, e o dragoste de asta de adolescenți și apoi trece și nu o să stea ea o viață cu un om fără mâini. Și uite că am împlinit 20 de ani și Dumnezeu s-a ținut de plăcut. Slavă Domnului! Câți copii aveți? Trei copii avem.
În 2001 Dumnezeu ne-a dat o fetiță, Iudit o cheamă. În 2006 Dumnezeu a trimis în casa noastră pe Ioas, ăsta e împărat. Uh-huh. Și în 2008 Dumnezeu l-a trimis pe Asher, ăsta e patriar. Avem așa un împărat, un patriar și încă o iubită a Domnului, Iudit. Dar ne bucurăm de ei. Sunt copii speciali, nu că sunt copiii noștri, dar chiar sunt speciali. Fica noastră acum, și am spus la frați și o spun așa în direct acum, nu ca falsă modestie, a luat bacul cu 10 anul ăsta, a fost printre nu știu câți, 10 elevi, cred că, pe național, care au luat, pe județul Timiș, pe zona de vest, care au luat 10, și a fost unul dintre ei. Spun pentru că asta e lauda Domnului, nu e a noastră. Noi am dat ore, noi am avut posibilității de ore, meditații, cum au luat toți. Pur și simplu, ea au zis, către Ligia au zis într-o zi, mama, ce-ar fi să iau 10 la bacul ăsta, zice, și să tot meritul să fie a Domnului. Asta a fost cuvintele ei. Și Ligia au zis, dacă tot meritul o să fie a Domnului, atunci o să iei. Și chiar așa a fost. O luat 10, da. Și au obținut o cursă în Statele Unite pentru studii și ea asta și-a dorit să meargă în America să studieze. De-aia am spus că totul ține de ea, totul depinde de ea în primul rând și de Dumnezeu apoi, de fapt, de Dumnezeu în primul rând. Pentru că la școlile care sunt în America, la ce prețuri sunt acolo, zic numai dacă obții bursă. Și uite că Dumnezeu i-a ascultat-o și a obținut bursă, da. O să meargă în Arizona. Chiar astăzi trebuia să zboare, numai că avioanele nu merg din Europa spre America și au amânat pentru octombrie. Da, ne bucurăm și de băieți. Băieții sunt... Am zis, e o mărturie cu totul și cu totul deosebită a felului în care Dumnezeu controlează, coordonează, frate Sergiu, absolut toate lucrurile. Și iată că v-a purtat, aș putea spune, într-un car de biruință timp de 20 de ani de zile, pentru că eu așa de încât v-am cunoscut și pe tine și pe Ligia când eram în România, am văzut că nu vă lipsește absolut nimic. Dumnezeu este acela care zilnic vă binecuvântează și am văzut în voi exact ceea ce spuneai tu, ceea ce vezi tot mai puțin în alți oameni, acea mulțumire cu tot ceea ce Domnul v-a dat. Și sunt convins că sunt greutăți, orice familie are greutăți, la voi greutățile pot fi amplificate datorită situației din viața ta și totuși știi să fii mulțumit și recunoscător Domnului, tu și soția ta, și uite că Dumnezeu binecuvântează în continuare viața voastră cu bucuriile acestea, faptul că fiica voastră obține o notă atât de 10 maximum ce se poate obține și apoi o bursă, situație financiară nu este și totuși Dumnezeu vă poartă de grijă și din punctul acesta de vedere să poată să meargă să studieze în Statele Unite ale Americii. Noi ne bucurăm de lucrul acesta foarte mult, da. Și împărtășim această bucurie împreună cu voi. Da, pot să spun că copiii noștri au văzut minunile lui Dumnezeu în casa noastră și din punct de vedere material. A fost la anii de început din căsnicia noastră, nu a fost ușor deloc, dar vă spun, am experiența asta. Dumnezeu nu rămâne dator niciodată. Amin. Știți, cei din casa mea, mama mea, frații mei, rudele noastre s-au gândit ei că eu, dacă sunt fără mâini, va trebui ei să mă țină pe mine, ei să mă întrețină pe mine toată viața. Și știți cum face Dumnezeu, frate Gabi, fratelor? Astăzi, în momentul ăsta, noi suntem aceia care îi întreținem pe ei. Slăviți să fie Domnul. Că așa face Dumnezeu. Amen. Eu crezut că eu să fie aceia care să ne poartă de grijă, Dumnezeu a zis nu. Mm-hmm. Astfel să vă poarte un om fără mâini, că așa face Dumnezeu. Când Dumnezeu binecuvântează, rămâi binecuvântat. Slăviți să fie Domnul. Ne-a binecuvântat Dumnezeu, ne-a dorit Dumnezeu și o căsuță frumoasă. Am cunoscut o femeie în Suedia, la fel fără mâini ca mine. Asta poate în alt episod vorbim, că e foarte mult de povestit. O femeie fără mâini, e campioana Suedei de la not, conduce mașina cu picioarele, mă rog, e foarte cunoscută ea, e o penticostală așa, pur sânge. Și
am fost cu ea în Suedia, ea cântă, are 5 ani de conservator. Am fost cu ea în Suedia, ea a cântat și eu am mărturisit, am făcut un duet, noi doi oameni fără mâini, știți? Și am făcut foarte multe concerte cu ea și ea ne-a ajutat pur și simplu în 2006, da, în 2006 ne-a ajutat și avem locuința noastră. Suntem binecuvântați, ce să spun. Slavă Domnului! Suntem o binecuvântare și pentru alții, da. Slăvit să fie Domnul! Da, e cu totul și cu totul deosebit. Frate Sergio, dacă poți să ne spui și, bineînțeles, și cei care vor urmări emisiunea se vor bucura de o mărturie deosebită, de o experiență deosebită avută în perioada aceasta cu Dumnezeu. Eu consider că și ceea ce ne-ai spus vis-a-vis de sora aceasta din Suedia care e alături de voi, dar cu siguranță sunt și alte experiențe deosebite cu Dumnezeu și mi-ar plăcea să ne împărtășești câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în această perioadă. Da, vreau să vă spun o experiență care pot să zic că a fost cea mai marcantă din viața noastră. Când ne-am mutat noi în Timișoara, imediat un an după căsătorie, de obicei nu spun lucrurile astea în biserici, că poate sunt interpretabile, dar eu aici pot să le spun. Ne-am dus să ne luăm o chirie, țin minte, în Timișoara, eu cu Ligia, și ascultați acum, plăteam chiria pe timpul ăla dublu venitului nostru. Nu pot să uit, aveam, eu cu Ligia împreună, pensia noastră la amândoi, dacă o transformai în dolari, era undeva la 40 de dolari. Pensia noastră pe lună. Da. Și plăteam chiria în Timișoara 80 pe timpul ăla, 80 de dolari numai chiria. Vă mărturisesc că nu știu cum și nu știu de unde, dar vă spun experiența asta. Proprietarul apartamentului ne spunea așa, mi-a zis în față, măi copii, voi aveți bani să-mi plătiți mie chiria. Eu știu ce am zis, să vedeți ce curaj am avut. I-am zis, domnule, noi suntem pocăiți. Noi îl iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl nostru. Dacă noi nu avem bani să plătim chiria, nu noi ne facem de râs și Dumnezeu nostru. S-a uitat omul ăsta, proprietarul, la noi, așa cu o față mirată, a zis, bine, în fiecare lună pe data de întâi, proprietarul la ora 9 dimineața era la ușă să vadă, avem bani să-i plătim chiria sau nu, se face Dumnezeu de râs sau nu. Și într-o lună, țin minte, fraților, ascultați asta, experiența asta nu pot să o spun nici în cuvinte. Într-o lună era 31 ale lunii, sfârșitul lunii. Era 8 seara, țin minte și acum, și noi nu aveam niciun ban. Zice Ligia, ce facem că mâine vine proprietarul și nu avem niciun cent să-i dăm. Niciun cent nu aveam, nimic. Eu știu ce am zis? Ne punem pe genunchi și ne rugăm că dacă Dumnezeu nu ne dă banii până dimineață, El se face de râs și nu noi. Era așa o credință de copii, pot să spun. Ne-am pus pe genunchi, împreună cu fetița noastră, care era micuță, avea vreo 2 ani și ori atunci. Era 8:20 când ne-am ridicat de pe genunchi. Și am zis la Ligia, du-te și uite-te în cutia poștală, la scara blocului. Și i-am zis, m-am uitat azi odată. Zic, mai du-te odată. S-a dus, a coborât jos la cutia poștală, și când a intrat înapoi în apartament, a intrat cu un plic în mână. Nu pot să uit imaginea asta. Când a deschis plicul, era exact banii noștri de chirie. De chirie. Nu era niciun o ștampilă pe ei, nu era niciun scris, nu era nimic. Da. Asta așa, asta totdeauna când spun asta, nu... Yeah. Mă năpădesc emoțiile, deci Dumnezeu răspunde la minut, să știți. Și am zis, când treci prin așa ceva, nu te mai dărâmă nimic. Atât am auzit în biserici astăzi, frate, zice, sunt în depresie, sunt, vai, dar nu mai știu, dar nu mai pot, dar nu mai... Auzi, când treci prin așa ceva, când vezi că Dumnezeu răspunde la minut, la minut, când îl pui pe Dumnezeu la încercare în modul ăsta și vezi că Dumnezeu nu rămâne dator niciodată, nu te mai dărâmă nimic, poți să treci prin orice. Da, avem atâtea experiențe de genul ăsta și materiale și spirituale. Avem, vă spun, o
o întâmplare din viața noastră. Că am văzut astăzi tineri în special sunt foarte robiți de media asta, de telefoane, cu telefoanele în mână și vă spun, avem un prieten foarte bun care el mergea la biserică așa când și când, dar cu ani în urmă. Și într-o zi, pur și simplu, i-a pornit telefonul din senin. Ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu. I-a pornit telefonul așa, fără să-l atingă. Și-a pornit exact pe o mărturie de noastră. El nu asculta așa ceva. El nu se uita în veci la predici, la... Pur și simplu a luat telefonul și a uitat la... El a văzut cât e ceasul, l-a aruncat așa pe pat și a vrut să îmbrace și să plece la lucru. Și în momentul ăla a pornit o mărturie de noastră, undeva o înregistrare de la Dublin, dacă nu greșesc. A luat telefonul în mână, s-a uitat la el și acolo scria, predicator român fără mâini. Nu s-o mădut la lucruri, bineînțeles, s-au ascultat o oră și ceva că a fost mărturia aceea și Dumnezeu l-a schimbat pe loc. L-a schimbat, l-a clipită. Și spunea el, cum am putut să fac eu ce am făcut până acum? Și în momentul ăla Dumnezeu l-a transformat și astăzi e în casa lui Dumnezeu, e copilul lui Dumnezeu, noi suntem nași, noi l-am căsătorit, cum se zice, cu o prietenă de-a noastră de familie și au doi copii. Deja mâine mergem la binecuvântarea celor doilea copil, la Hatzeg, la ei. Da, Dumnezeu face minuni și așa. Dacă unii sunt robiți prin telefoane și prin așa și ajung la lucruri păcătoase prin asta, uite că Dumnezeu se folosește chiar și de lucrurile astea ca să atingă pe oameni. Și avem multe experiențe de genul ăsta, că Dumnezeu a atins oameni și i-a transformat. Și familiile, în familie nu mai spun, avem atâtea experiențe când ne spuneau surorile, zice, măi, când ai vorbit tu, a fost cum a fost, dacă n-a vorbit soția ta, zice, Dumnezeu m-a atins. Auzitea multe predici, vă dați seama, dar le auzea de la bărbați și atunci, nu. Și când soția mea a spus, tu ca soție trebuie să fii supusă bărbatului tău, Dumnezeu te-a chemat nu să fii în capul lui, ci să fii în spatele lui. A fost momentul când Dumnezeu l-a transformat, i-a recunoscut femeia asta, au zis, eu am vrut să-l conduc pe bărbatul meu toată viața. Eu am fost femeia aia care ce-am zis eu așa s-a făcut în casă. Și în momentul mi-am dat seama că iau locul pe care Dumnezeu l-a trasat în viața noastră. Și de momentul ăla zice, mi-am dat seama că trebuie să stau în spatele lui. Dar nu vă spun câți bărbați te-au sunat și zis, frate, de când ai fost la noi în biserică, zice, am pace în casă, zice. Păi soția mea vine la mine cu dimineața, cu micul dejun, ceea ce n-a făcut ea niciodată, zice. Ce să-ți mai fac? Ce să-ți mai dau? Vreau să slujesc. Da, multe. Slăviți să fie. Multe experiențe din astea când Dumnezeu a transformat familiile, pur și simplu. Da. Și vieți și familii și asta ne bucură cel mai mult. Dar sunteți o mărturie a puterii lui Dumnezeu și a lucrării pe care Dumnezeu o face într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Frate Sergiu, noi ne apropiem încet de finalul emisiunii noastre. Știu că poți să folosești chiar dacă nu ai mâini. Mi-aduc aminte când ai fost împreună cu noi la Radio Alt FM în Arad, ai folosit și telefonul, ai început să folosești laptopul. Cum te descurci? Da, foarte bine, să știți, foarte bine. Dumnezeu m-a capacitat, așa m-am adaptat cu picioarele la laptop, la calculator, cu picioarele, telefonul îl folosesc cu nasul. Dacă tot spun că telefonul ăsta e touch screen, eu spun că e nas screen. Nas screen, da. Da, și scriu și cu gura. O ajut pe soția mea în toate. Mă mai duc la cumpărături câteodată, îmi pune rucsacul în spate și mai mă duc la cumpărături. Deci spun asta spre rușinea unora care stau să-i servească soțiile, dacă poate să le bage și în gură cu lingura, știți? Avem multe mărturii de genul ăsta. Surori care vin la Ligia și îi spun, măi, zice, diferența între bărbatul meu și bărbatul tău doar că se îmbracă singur, atât. În rest, zice, îi fac tot. El nu-și ia nici farfuria de pe masă. Nu face nimic, nu mă ajută. Sunt foarte multe familii frustrate, surori frustrate de lucrurile astea. Bărbați care nu... Eu am vrut să fiu nu un exemplu pentru alții, dar m-am uitat la ea și nu puteam să las totul pe mâinile ei. Vă dați seama, veneam din Ucraina după 10 ore, 12 ore de condus, soția mea conducea, 12 ore ajungeam acasă și acasă 3 copii. Spălat, călcat, mâncare și cât am putut eu
cu cât am putut să fac așa, fără mâine am făcut. Da. Cel mai important că niciodată nu i-am reproșat ceva, n-ai făcut asta bine, nu așa. Totdeauna am încurajat-o, orice a făcut ea știe că orice face, face bine. Da. Și asta e foarte important pentru o femeie, să poți să fie alături. Când era fetița mea micuță, vă spun asta și apoi vă las să încheiați, când era fetița mea micuță, au zis că mi-am rămas cu ea odată acasă, numai noi doi, și ea vrea nu știu ce bomboane de undeva, de la un dulap de sus, și eu i-am spus că eu ți-aș ajuta, dar nu pot să ajung acolo. Eu o puteam, știți, mă urcam pe un scaun și puteam, dar ea zice, hai tata că ți arăt eu. Zic, cum mi-arăți? Păi tu iei scaunul, zice, te urci acolo, și eu m-am urcat și ea, hai că poți. Până la urmă am luat bomboanele cu gura de acolo și a zice, bravo, ai văzut că poți, știi? Și așa zic și eu, ajutorul moral e foarte... Am spus la mulți bărbați în multe biserici, dacă nu tot nu faceți nimic sau aproape nimic, măcar zi, hai că poți. Hai că poți. Soția prinde curaj. Încurajează. Și putere, hai că poți. Mai fă un pas. Da. Sergiu, ai scris și o carte, acum am văzut cartea scoasă prin colaborare cu cei de la Biserica Tabor din Orșova. E o lucrare frumoasă acolo. Da, Orșovean. Am văzut că ai o carte. Dacă vrei să ne spui ceva de carte și apoi o să te rugăm să închei cu o rugăciune pentru noi cei din Australia, pentru toți cei care vor urmări această ediție a emisiunii Unde ești, omule? Câteva cuvinte despre carte. Da, am vrut de mult să fac cartea aceasta, că să ajungă în cât mai multe locuri, la cât mai mulți oameni. Da, e o biografie despre viața noastră, mai pe larg așa, despre cum ne-am cunoscut, despre cum trăim. Și să știți că foarte mulți, acum de când am distribuit-o, foarte mulți oameni nepocăiți au ajuns cartea aceasta. Da. Și ne bucurăm că a putut să fie și poate să fie așa un refugiu, nu știu, o binecuvântare pentru mulți oameni. Amin. Da, e viața noastră, este viața noastră în pagini, nu e așa groasă, dar e esențialul, cât trebuie să citească un om și să ajungă la inima unui om. Da. O să te rog să rostești o rugăciune și noi suntem recunoscători Domnului și ție pentru faptul că am putut să fim împreună și prin intermediul acestei înregistrări și acestei emisiuni. Da. Doamne Tată din Cer, te binecuvântăm pe Tine că Tu ești Dumnezeu care știi, care poți totul. Mulțumim și pentru clipele acestea, mulțumim că am putut să ne vedem cu frații, mulțumim pentru cuvintele care le-ai pus în gura noastră. Mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Recunoaștem, Doamne, că tot ce avem din mâna Ta. Că tot ce suntem, că Tu ai vrut să fim, Doamne. Și dacă suntem ceva, doar harul Tău și doar dragostea Ta. Vrem să ne binecuvântezi pe noi aici și pe frații noștri acolo. Binecuvântează orice suflet, Doamne, care să se uite la această emisiune. Orice suflet care a ascultat cuvintele acestea, Doamne. Vindecă, Doamne, Tu orice inimă care e bolnavă de cârtire, de nemulțumire. Doamne, așa de mare nemulțumire a inimii la multora. Te rog în numele Domnului Iisus, vindecă-i, Doamne, pe mulți care ascultă. Lasă Tu vindecare în inimă, ca orice duc de cârtire și de nemulțumire să iasă afară, Doamne. Să fim oameni mulțumitori și să-ți mulțumim ție pentru tot ce ne dăruiești. Te binecuvântăm încă o dată, Doamne, pentru tot ce ne-ai dăruit, pentru tot ce ai făcut pentru noi. Binecuvântează bisericile din Australia, Doamne. Mulțumim pentru frații de acolo. Întărește în credință, bărbătează, Doamne, alungă frica poate care s-a instalat peste bisericile noastre, peste lumea aceasta cu privire la virusul acesta, în numele lui Iisus Hristos, alungă frica aceasta din inima noastră. Tu nu ne-ai dat un duc de frică, Doamne, nu ne-ai dat. De aceea te rugăm, lasă binecuvântarea Ta peste noi. Lasă pace, lasă bucurie, sănătate și peste noi aici și peste fața noastră de acolo. Și să mulțumim din toată inima. Amin. Se bizuiesc pe înțelepciunea lor și mulți se bizuiesc pe puterea lor, dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim, dar noi ne bizuim,
pe puterea Domnului și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mâna și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mâna și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Dacă ești căzut și vrei să te ridici, putere nu mai ai și nu mai poți păși, ridică-ți privire în sus, El nu te va lăsa. El așteaptă ca să spui, mă voi ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Dacă cei din jur mă vor prigoni, știu că mâna ta mă va sprijini. Doar brațul tău ce sunt, doar brațul tău ce sunt, doar brațul tău ce sunt, mă va ridica. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință mă înalt și nu mă renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca un steag de biruință mă înalt și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea.